acest voi? Pentru ce? Pentru ora pământului. Ce înseamnă ora pământului? Este o oră care fascinantă. Economie, strânge becurile și economie, energie. Așa, da? Ce faceți? Timp de 60 de minute iluminatul public va fi oprit la noi în oraș. O să avem un tur ciclistic, însă cel mai bine ar fi să vă prezint programul în câteva momente după ce aflăm istoricul Earth Hour. Municipiul Bistrița a câștigat în 2012, după cum bine știți, competiția organizată de World Wide Fund for Nature și a devenit prima capitală Earth Hour, reușind să strângă o cantitate de peturi foarte mare, de 3 ori mai mare decât celelalte două orașe finaliste, Iași și Timișoara. Ne înclinăm în fața bistrițenilor care au dat dovadă de o mobilizare de neimaginat. Felicitări Bistrița, capitala Earth Hour 2012. Acesta a fost mesajul WWF România, prin care a fost anunțat câștigătorul concursului. În fiecare an avem acțiuni care marchează practic Earth Hour, iar în 2013 municipiul Bistrița a predat simbolic ștafeta de capitală Earth Hour orașului Timișoara. După anul 2013 au continuat acțiunile, în fiecare an, în sfârșit de lună martie, am avut și la Bistrița acțiuni. Trebuie să spunem însă că Earth Hour a devenit un simbol important al unui angajament mult mai complex decât ceea ce presupunea evenimentul la început, și anume stingerea becurilor pentru timp de o oră. Între timp au apărut tot mai multe acțiuni care marchează Earth Hour în întreaga lume și în special aici în Bistrița, care în 2012 a fost capitală. Sunt 7.000 de orașe din 180 de țări implicate în acțiunile care marchează ora Pământului, iar în această seară o să simțim din nou și la propriu și la figurat că Bistrița se aliniază acolo unde trebuie și participă cu diverse acțiuni la ceea ce înseamnă protejarea mediului înconjurător și o viață mai sănătoasă alături de natură. Este o vorbă care spune foarte clar că natura nu are nevoie de noi, noi avem nevoie de natură și cu asta cred că spunem tot. Cel mai bine este să gândim responsabil și să acționăm responsabil. Ora Pământului este pentru noi și pentru oameni în general, ar trebui să reprezinte momentul în care economisim energia pe care o producem și să rămânem doar la lumina naturală, cea a lunii, seara, ne dă o priveliște mult mai faină asupra cerului și în același timp facem un lucru bun pentru pământ și productiv pentru noi ca și oameni. Și în același timp e un moment în care ne putem aduna, ne putem juca, ne putem distra, ne împrietenim, discutăm cu prieteni, colegi și așa mai departe. Și e un moment de a petrece afară, chiar dacă pe vremea asta e un pic îmbrăcoare, e o vreme super frumoasă și chiar avem, ne putem juca și ne bucurăm de oameni și de noi înșine. Bună seara tuturor, bine ați venit la ora Pământului. Așa cum moderatorul a anunțat, suntem prima capitală a României a orei Pământului și ne respectăm la domnul fiecare an, ne întâlnim aici în centrul municipiului pentru a marca acest moment foarte important. Spun un moment foarte important pentru că el vrea să atragă atenția asupra problemelor care pot apărea datorită faptului că noi consumăm prea multă energie. Trebuie să ne gândim să consumăm mai puțină, să consumăm energie regenerabilă. Să producem energie regenerabilă. Și felicit pe cei care s-au străduit pe cele trei biciclete să producă energia care vor lumina în continuare zona de aici. Cam fiecare an vom număra invers de la 10, după care un ajutor de-al meu, care vedeți alături de mine, o să ajute să strânge lumina. Da? Să vedem cu cine discutăm, spune-i cu pe camera. Thank you.
O să vedem, să vezi ce înseamnă școala reală. Deci dacă sunteți gata, tot după ce stingem lumina, ne întâlnim cu bicicliștii la trecerea de pieton. Vedeți că în față este un scooter cu girovar albastru. Ne ducem după el. Nu este o competiție cine ajunge primul. Important este să ajungem înapoi toți fără incidente. Și începem. 10, 9, 8, 7! 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams, I hold it so. I share a home. Well, I found a love to carry on and just my secrets. To carry love, to carry children of the